Căscălăină mere mu. Da, mătușă, acasă mu. Cine mere numai ine, eu-i nu știu aici să-i devin. Da, cine mere nu sună tors, da, cine mere nu sunt tors. Dacă aici mai sunt de anos, dacă aici mai sunt de anos. Mi-e dor de ei. Altceva ce să vă spun. E adevărat. Aici toată durerea e pusă a unui om care are inimă. Dincolo de versurile satirice. Dincolo, da. Versurile există și sunt. Și sunt adevărate ce scrie aici, să știți. Aici ceea ce scrie este totul adevărat. Noi ce să spunem? Dumnezeu să ierte, să-i odinească în pace și noi să avem putere să mergem înainte. Ca să putem să ne amintim de ei, le punem o floare, o lumânare. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, toate zilele noastre și ne iartă nouă păcate noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și ce pre noi ne ispită, ce mântuiește de cer. Gata este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar cum prurea în vecii vecilor. Asta zice cimitirul vesel, dar multă tristețe aici și mult năcaz și multă durere. Mândru, mami, da, mami. Mândru, mami, da, mami. Da, mai eu acasă ta. N-am mai oane casa ta, pustăie, săraca, eu nu șade nimeni de ta. An Luminație, cum se spune la noi, e o sărbătoare sfântă, care e cu durere în suflet. Ne venim și îi plângem. Înseamnă așa că respecti pe cei ce dorm, alți adormiți. Nu. Păi respectăm și dăm onoare. Astăzi e ziua lor. Astăzi e ziua lor. Să plângem și să, pe cei morți îi jalim. Nu, să îi respectăm, le dăm în piei respect. Tristă, dar în același timp și de bucurie că cei apropiați vin și înalță rugăciuni, fac milostenii, aduc flori, aprind lumânări, îngrijesc mormintele celor dragi și vorbesc și să sfătuiesc astăzi mai mult ca oricând cu cei care au plecat spre veșnicie. Cine n-are dor suflie, eu-i supărat ce să fii. Cine n-are dor în lume, dar eu-i nu și supără mult.